Am mai sacrificat-o puțin pe Andreea pentru că avem mai multe de vorbit în această seară cu Izabela Onoriu Sărămâna. Bine ai revenit la noi. Bună seara. De această dată împreună cu doamna avocat Luminița Anunță Sărămâna, bine ați, bună seara. Bine ați venit. Pentru că lucrurile se precipită. Data trecută, nu știu dacă am mai apucat să spunem, în timpul intervenției tale, Daniel a venit și a făcut ceva tam-tam aici, semn că nu acceptă situația în care este și mai mult decât atât riscă să, din punct de vedere legal aici, probabil că dumneavoastră o să știți mai bine, el are un ordin de restricție, nu? În momentul de față. Nu, este în control judiciar. Sau, este în control judiciar, riscă să-și agraveze și mai mult situația prin dar în continuare are voie să se apropie de tine? Nu. Deci nu are. Pe asta zic, are, deci are un ordin de restricție. Controlul judiciar e o chestie. Am obținut în anul trecut un ordin de protecție pe 3 luni în care nu avea voie să se apropie 300 de metri față de mine, să ia legătura. Păi la asta mă referam. Exact, da. pe care el l-a încălcat de 2 și ori. Și el nu a înțeles faptul că prin oprirea lui aici la intrare eu i-am făcut un bine. Apoi a intrat pe TikTok în live și capatos, fratele meu, într-adevăr, suntem, nu știu cum ce vreți să folosesc, prieteni foarte buni. Pe tine te-a trecut la prieteni, pe mine nu m-am bat. Am fost copilotul lui în anul în care a ieșit campion național de viteză în coastă, adică ne-au legat niște lucruri împreună și acum, dintr-o dată, el are impresia că îi fac rău. Nu, i-am făcut un bine că nu s-a apropiat aici, pentru că și aici probabil că doamna avocat poate să ne explice mai mult, orice încălcare a acestui ordin îi agravează lui situația. Dacă îmi permiteți, nu are un ordin de protecție sau restricție, cum îl știm noi. E o variantă. Una mai... dintre condițiile controlului judiciar a fost impusă de către instanță să nu se apropie de Izabela Onoriu. Care tot e cam un ordin, tot dar Dracula este e, o condiție până la condiție pe care dacă o încalcă, nu e bine. Pe care nu? Înțelegem că a încălcat-o deja de 2 ori, așa cum spune Izabela, nu? O condiție care a avut-o timp de 2 ani, inclusiv cu cealaltă, o să-i spun, victimă, da. Simona Chițac, după ce a primit hotărâre judecătorească, da. Definitiv, a avut, cred că, 2 ani să nu se apropie și să nu ia legătura cu ea sub nicio formă. Ce s-a mai întâmplat? Tu ești în continuare într-o stare destul de tensionată. La capătul puterilor, pot spune. Sunt foarte afectată de toată situația asta de peste un an jumate, de când trag acest greu chin. Efectiv, nu mai pot suporta, fac atacuri de panică, nu mai pot îndura acest chin. Sunt sunată de prieteni, cunoștințe, apropiați, care îmi spun, te rugăm frumos, ia măsuri, să nu ajungem să vorbim la timpul trecut de tine. Nu ferește. El nu poate înțelege această situație, nu o acceptă. Păi tu ce măsuri poți lua tu? A făcut o obsesie. Deci a făcut efectiv o obsesie. În fiecare zi se trezește și adoarme cu mine în gând, pe telefon, în live-uri. Își face tot felul pe social media, tot felul de videoclipuri. Când ai interacționat ultima dată cu el? La judecătorie, la ultimul termen, a venit, se audia martora, înainte de audiere, a venit lângă noi, în condițiile în care nu avea voie. Inclusiv avocatul meu i-a pus după întrebarea: este adevărat că ați luat legătura și ați fost într-un mod total necivilizat? Că în loc să fim bine, uite, tu mă chinui prin instanță, ce să fim bine? Dacă eu am decis să pun punct acestei căsnicii... El încă mai speră că e loc de împăcare? El, în mintea lui așa mai crede că mai este el loc cred de împăcare? Că încă speră. Cred. Sau o face din răutate și din dorința de a te vedea căzută total? Spune, doamna. Vă pot răspunde eu. Vă rog. El, de la bun început, de când era în arest, a explicat foarte clar că ea nu va avea o soartă extraordinară. Nu cred că mai vrea să se împace, cred că e conștient de acest aspect. Vrea doar să-i facă rău. Da. Unul dintre motivele pentru care eu am renunțat la colaborarea cu Daniel Onoriu a fost că ori de câte ori luam contact cu el și luam contact zilnic, ce puțin în arestul secției 9, și se poate verifica, mergeam zilnic la el. Păi ați fost întâi avocata lui? Nu. Poveștile... Nu, am fost avocata familiei Onoriu de 10 ani. Ah, ok.
Iar povestea cu ordinul de restricție, când a fost încălcat, eu nu aveam contract cu el. Uh-huh. Ordinul de restricție a fost încălcat în prezența mea. Dacă aveți timp, da. Okay. Auziți, da, stați, că e o altă chestie foarte interesantă aici. Dacă stabilim că nu vrea să se împace, e cumva, poate aceste amenințări sunt cumva direcționate ca să o facă pe ea să-și retragă plângerile? Pentru că în momentul de față, dacă ea merge înainte, lucrurile vor fi complicate pentru el. Nu, eu cred că el... ce a spus de la bun început, că ea viață nu o să mai aibă. Eu lucrurile acestea le-am spus inclusiv celor de la secția 5. Uh-huh. În momentul în care era arest la domiciliu și veneam să semnăm anumite documente, eram oprită în prezența mamei, dumnealui, și îmi pare rău de doamna Onoriu, fac o paranteză pentru că o depășește această situație, chiar nu depinde absolut nimic de dumnea ei. Îmi spunea foarte clar, transmite că o să omor, transmite-i. Nici nu pot să vă explic, că nu are sens. Ce și vocabular? O speriam și mai rău. Eu nu speriam pe ea. Eu îi așteptam, îi rugam pe polițiști la secția 5 să mă aștepte. Și eu mi-asum ceea ce vorbesc. Îi rugam să explice doamnei procuror ceea ce îmi spune mie. Aici nu mai era vorba despre avocat. Aici era vorba despre un om care... Totuși erau niște amenințări destul de grave. Normal. Iar eu le explicam băieților de la secția 5 și cei de la secția 5 sunt convinsă că spuneau mai departe. Eu am mai întâlnit situații cu intervenția sau felul în care polițiștii de la diferite secții intervin. Cred că sunt cumva vaccinați vis-a-vis de un soi de amenințări. Știi, când vine cineva și spune, uite, nu m-a amenințat cu moarte. Nu mai iau în considerare cu adevărat și nu știu exact ca atunci când mult strigă lupul și nu vine și când vine lupul, nu mai bagă nimeni. Dar s-au întâmplat foarte multe cazuri. Deși în fișa postului lor este să verifice orice caz. Exact. Da, și să se aplece cu celeritate față de astfel de amenințări. Eu vreau că... să vă spun ceva în premieră. Vă rog. În arestul la domiciliu, într-o seară, a vrut să se omoare. Erau și copiii lui acolo. Am fost sunată, bineînțeles. A apucat doar să ia un pahar să și-l dea în față, să și-l spargă în față. A fost chemată salvarea, a fost chemată secția 2, pentru că era pe razia secție 2. A fost dus la Elias. Doamnă, dar astea toate pe care nu le spuneți, astea duc către ușoară problemă medicală, mentală. Adică... Păi da, și chiar vreau să ne întoarcem un pic în urmă, înainte de acest ordin de protecție, restricție sau protecție, cum vreți să-i spuneți, eu am încercat să-l internez la Spitalul Obregia și la Bălăceanca. O să zâmbiți acum. Nu, o să zâmbiți. La Spitalul Medical Medicilor bănuiesc că nu se poate face treaba. Eu mă gândesc asta, la alte variante și nici nu e bine să dăm detalii foarte multe din dosarul medical. Nu, dar nu este din dosar, vă rog. Nu, eu vreau să vă întreb dacă are un diagnostic stabilit clar pe treaba asta. Păi asta vreau să vă explic. Am fost cu el de 3 ori la Obregia. Odată am fost cu el când era în arestul secției 9. A vrut să se omoare acolo cu o jumătate de... Cred că oglindă. Da. Eu eram calul de bătaie la așa ceva și toată lumea i-a spus că e sănătos. Adică deja era hilară situația. Sunam și spuneau cei de la secția 9, păi a fost săptămâna trecută. Atunci înseamnă că sunt gesturi disperate pentru a atrage atenția. Izabela, te întrebam înainte de a intra în direct acum la machiaj. Acum nu știi cum este bine să fie declarat sănătos și dacă, Doamne ferește, face vreun gest de acest gen asupra sau în îndreptat împotriva altei persoane, o să tragă și ponoasele, sau dacă, Doamne ferește, îi se pune un diagnostic și nu mai e tras la răspundere. Că știți că cei cu afecțiuni psihiatrice nu mai sunt trași la răspundere dacă comit vreun gest necucetat. Ne-am încercat și la Bălăceanca, am fost într-o seară, am stat cred că 5-6 ore și credeți-mă, eram convinsă că o să îl interneze. Și am plecat exact cu ceva de genul, dar nu vezi că e sănătos, adică... Am înțeles. A fost șocant. Totuși, când s-a produs declicul ăsta? Că voi ați venit, mă rog, ați venit după, în după întâmplarea venit. Lui din spital. Da. Ca urmare a intervenției din Turcia. Da. Și cred că ți-am zis de atunci, bă, sau ți-am zis a doua zi, nu mai știu cum am vorbit. Ba da, mi-ai spus vorbit, de atunci, că atunci bă, se pare nu, că e ok. Nu mi se pare că e ok. Nu mi se pare că e ok, în primul rând... ca reacții psihice. Dar voi ați fost
foarte ok înainte. Adică ne-ați povestit atunci cum s-a trezit și nu te recunoștea, dar voia să te ceară de soție. Adică, practic, era o poveste așa frumoasă ca de film romantic. Să reîndrăgostise de persoana de care oricum era îndrăgostit, dar acum nu mai recunoștea. În urma acestei come s-a produs toată schimbarea asta a lui? Nu neapărat. Nu? Dar nu. Când? De mult. El a fost întotdeauna așa. Întotdeauna a fost așa? Da, pentru că eu îl cunosc și în perioada... Păi și atunci de ce ai venit să-l susții aici? Păi soția. Eram soția lui. Era logic. E, da, dar nu te obligă nimeni, știi? Aceeași atitudine, bine, nu cum a avut-o cu ea, a avut-o și cu Simona. Adică eu asistam când stătea un Simionescu, și eram la parter la doamna Onoriu, o vedeam pe Simona cum cobora disperată, bătută, dezbrăcată și s-ascundea. Tu știai că așa fusese și cu fosta iubită? Nu, am aflat pe parcurs. Nu am știut de la bun început. Pe parcurs am aflat, am încercat să pun capăt acestei căsnicii. De trei ori am fost la notariat să încercăm pe cale amiabilă. Dar care erau motivele pentru care el devenea agresiv așa, încetul cu încetul? Nu. Motive de gelozie, nu știu. Credea, aveam cap, credea că îl înșel sau ce era în capul lui? Ce-ți spunea? De la ce porneau discuțiile? El era foarte agresiv verbal. Din orice țipa. Iar eu nu suport chestia asta. Îl rugam să lase tonul mai jos și putem discuta orice. De acolo degenerau niște situații în care, fără drept, te lovea. Da, nu mai puteau fi controlate. Era incontrolabil. Deci dacă eu îi spuneam ceva, uite, tu mă provoci, când tu ești de vină. Prima dată? La cât timp după ce ați început să aveți o relație, a dat pentru prima dată în tine? În primul an. În primul an. Și atunci am mers la notariat și a rupt actul și a plecat și nu m-a băgat în seamă. Dar apoi... a crescut, deci, practic, o întoarcere la starea de bine nu există, pentru că și când noi credeam că e bine, pentru voi era rău. Ceva, uite încă un exemplu că cât de mult din afară se poate greși. Pentru că noi stai, vedem, nu stai în casă cu omul. Nu? Deci nu este, eu am zis, dacă e loc de împăcare, dar nu are rost această împăcare, pentru că este o întoarcere la o stare de rău. Exact. Noi însă cred că mulți au zis și noi am fost surprinși un pic ca nu cumva să fie o decizie a ta legată de faptul că el s-a schimbat după... Da. Dar dacă a fost așa... Mă gândeam și așa. Noi așa am considerat. Care așa, iară era justificată. Că dacă un om se schimbă radical pe parcursul unei relații, nu ești obligat să stai. Indiferent din ce motiv. Chiar dacă e medical. Diferite motive, da. Dar acum, indiferent de situație, eu nu merit un asemenea tratament. Doamne, din partea lui. Dar nici o femeie nu merită violent. Mai ales că am fost alături în cele mai cumplite momente din viață. Din mașină am făcut pat, am dormit în fața spitalului, l-am îngrijit cum am știut eu mai bine și cum am considerat. Nu a ieșit din spital și o vezi, Doamne, el este într-o situație grea și îl părăsesc. Asta, nu, asta o știm categoric, cu toții. Chiar nu. Ai făcut sacrificii. Chiar am făcut sacrificii supraomenești, martoră. Este toată familia lui, sunt medicii, prieteni, cunoștințe, absolut toată lumea. M-am chinuit cu el extrem de mult. Am Izabela, făcut da, tot ce mi-a stat asta, în putință. Dacă lumea a văzut chestia asta, toată lumea din jurul lui nu încearcă să-l oprească în relația cu tine, să-i spună, bă, omul ăsta a fost lângă tine. El mai are prieten real? Mai are prieten real care să-i spună că nu e ok? Nu cred că, în afară de mama lui care îl susține și care pe mine mă vede un rău, zilele trecute am vorbit cu tatălui, i-am spus, merg la poliție vineri pentru că nu mai pot hărțuirea asta. Fac atacuri de panică, nu mai dorm noaptea. Merg la psiholog, iau pastile, nu mai suport să văd cum prietenii îmi trimit, vezi că iar a postat de tine, vezi că iar te denigrează, vezi că iar te vorbește de rău. De ce? Că eu consider că tot binele pe care i l-am făcut s-a întors invers împotriva mea. Nu i-am bine, făcut absolut niciun rău lui. Măcar să se oprească doar la lucrurile astea, să exact. Fie denigrări, nu te-ar interesa. Astăzi mi-a spus o prietenă, te rog frumos, Izabela, ia măsuri, nu vreau, mă repet, să vorbesc de tine la timpul trecut. Ce măsuri poți să iei tu? Nu știu, în afară faptului de a face... În situația asta trebuie să te ajute poliția, trebuie să te ajute niște organe, că nu-mi place cuvântul ăsta. Secția de care aparțin, mi-au spus de acolo, sunteți singurul caz cu asemenea problemă în atâția ani de zile. Altul, cu chestia asta de denigrare, amenințările din... S-au terminat mai repede cazul. S-au terminat, oamenii au înțeles, măi, nu se mai poate, ok, fiecare să-și vadă de drumul lui. Dar în situația asta,
eu lunar merg la poliție. Dar legat de reacția poliției, adică ți se pare că fac tot ce pot, da, adică ești dân și trimit către instanța de judecată, toate sesizările pe care eu le fac sunt depuse la dosar. Chiar judecătorul, în ultima instanță pe care am avut-o, mi-a cerut ordinul de protecție provizoriu de pe 5 decembrie 2023. Bănuiesc că te hărțuiești, da, și cu mesaje de amenințare. Adică cred că ai ajuns în momentul în care ți se teamă pentru viața ta. Când am obținut acest ordin provizoriu, s-a făcut un live, nu mai știu exact, în care îmi spune că ar fi mai bine pentru tine să-ți retragi toate plângerile pe care le ai, că oricum nu vor duce nicăieri. Adică, cum să spun, eu sunt un nimeni și el este cineva și eu de frică trebuie... Înțeles. Doamna avocat ne-a spus lucrurile acestea în premieră vis-a-vis de tentativele de sinucidere. Tu erai la curent, da, cu ele? Da, eu, da, spuneam. Deci tu le normal. Știi. Nu se poate cere o expertiză psihiatrică, așa cum a spus? Adică nu se duce de la cu forța, ci să-l oblige instanța să se ducă acolo. Eu aș vrea să, dacă mai avem timp, din punctul meu de vedere, și cred că ea o să-mi dea dreptate, lucru care a făcut-o pe ea să plece de acasă și o spun... Era frica pentru propria viață, nu? Nu. El m-a lovit, deci după... Două secunde. După toată chestia cu spitalul, revenirea, internează-te cu el la un centru privat, stai acolo, la recuperare, că nu voia să stea singur. Din familie nimeni nu stătea cu el. Eu am fost soția ideală care a mers cu el peste tot. Da? După ce am venit la tine în platou... Uh-huh. El a vrut să se reapuce de aceste minunate curse. Eu știu, normal că nu și l-ai prins că mergea cu 300 exact, la oră. Normal că nu am fost de acord cu chestia asta. Nu puteam fi de acord. Și după acest moment m-a lovit. Deci după ce eu i-am spus că nu-s de acord cu chestia asta, la o discuție în casă, mă trezesc cu un pumn în față. Bine, nu mai avea puterea de altă dată, asta dar vreau zic, să spun... Dar el e destul de firav. Exact, adică ca gest. Dar are o explicație, bătaia. Și aș vrea să intervin eu puțin. Care? Doamna... Că e ruptă din rai. Nu, cred că bătaia nu are niciodată niciun doamna fel de explicație. Onoriu, niciodată aici vreau, nu asta vreau să zic. Da, înțeleg. Și chiar da. Nu asta vreau el să are zic. O explicație. Nu, explicația este în felul următor. Doamna Onoriu, fostă Onoriu, că nu mai este fostă Onoriu, îi explica fiului că o soție adevărată îl susține în tot ceea ce face. Exact. De aici a fost practic ruptura. Adică, vă spun că vorbea cu mine, adică... Da, soția de tip sclav. Și, da. Și nu vreau să știu eu câte bătăi a îndurat mama, câte, îmi spunea dânsa, câte bătăi am îndurat eu de la soțul meu, iar pentru că ți-a dat ție o palmă sau un pumn, nu-l vezi?